Noua reglementare care prevede ca utilizatorii mopedurilor să posede permis de conducere produce haos atât în rândul școlilor de șoferi, dar și în rândul posesorilor de acest tip de autovehicule. Modificarea la codul rutier a intrat în vigoare pe 20 ianuarie, dar nu sunt precizate detalii importante precum modul în care sunt examinați candidații. În prezent, școlile de șoferi nu sunt autorizate să organizeze nici examene pentru categoria A, categorie care i-ar ajuta și pe conducătorii de mopeduri. Nu avem și nu am avut încă școala autorizată pentru categoria A. Intenționăm să vedem, să apară normele de aplicare a acestei legi pentru mopede. Sunt lacune, ca în orice lege, tot timpul. Da? Examinările momentan sunt sistate și la categoria A, nici cei care vor să obțină categoria A încă nu pot susține partea practică a acestui examen. De la intrarea în vigoare a noii reglementări rutiere au existat numeroase persoane care au dat fuga la școlile de șofer pentru a afla cum pot obține un permis de conducere. Numai că și instructorii auto nu au avut un răspuns clar care să îi ajute pe doritori. Da, au fost persoane care au venit și la noi la școală și telefonic ne-au contactat. În schimb, n-am știut ce să le spunem momentan. Am așteptat să intre legea în vigoare pe data de 19, când au stabilit cei de la guvern că intră în vigoare, și așteptăm și noi metodologia și le-am zis să revină, să vedem ce va urma. Un detaliu foarte important este că aceia care doresc să obțină un permis pentru categoria AM nu pot, pentru că școlile nu sunt autorizate pentru aceste categorii, AM, A1, A2 sau A. Există totuși soluții. Posesorii de permise de alte categorii pot conduce mopede sau pot susține examen pentru obținerea unei categorii superioare celei AM. Cei persoanele care posedă orice altă categorie de permis pot conduce aceste mopede, deci doar categoria AM, mopede. Discutăm de categorii mai sus, categoria A1, categoria A2, momentan nu se știe absolut nimic, vedem ce va apare. Să apară normele și de examinare și de agreare, probabil la registrul auto român, bănuiesc că nici ei nu au metodologie. Dacă o școală de conducători auto nu are în prezent un scooter în dotare, dar este autorizată pentru categoria A, să zicem, se poate efectua școala pe această categorie, se susține examenul specific categoriei AM, adică teorie și poligon, și omul în cauză va avea la sfârșit categoria AM. Deci chiar dacă școlile încă nu au vehiculele respective de această categorie, prin absorpție, să zicem, fiind făcută școala pentru o categorie mai mare, înseamnă că școala este valabilă și pentru categoria respectivă. Toți cei care au de gând să iasă pe stradă cu mopedul, dar nu au carnet, trebuie să știe că se pot alege cu dosar penal, așa cum s-a întâmplat deja zilele trecute cu doi buzoieni.